Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Marius Aizu, bun găsit la Focus, iată care sunt principalele știri de astăzi. 7 oameni au murit astăzi la Constanța într-un incendiu care a izbucnit la Spitalul de Boli Infecțioase. Spitalul nu avea nici măcar senzor de fum. Scandal sexual într-o comună din județul Brăila, edilul Urbei i-ar fi oferit un post în cadrul primăriei unei tinere contra unor favoruri sexuale. Carantina de weekend intră în vigoare, masca devine obligatorie și pe stradă în localitățile cu grad de infectare peste 6. Șapte pacienți au murit și peste 100 au fost evacuați pe geamuri prin fum după ce un incendiu a izbucnit la Spitalul de Boli Infecțioase din Constanța. Focul a pornit chiar în secția de terapie intensivă. Pacienții, majoritatea cu COVID, au fost resuscitați în curtea spitalului pe iarbă sau pe asfalt. În tot haosul n-au lipsit bâlbele autorităților. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Vai de mine. Incendiul a izbucnit cu puțin timp înainte de ora 10 la primul etaj, în secția de terapie intensivă a Spitalului de Boli Infecțioase din Constanța. 10 persoane erau în acel moment acolo conectate la aparate. În total, în întreaga unitate sanitară erau internate 125 de persoane. 120 aveau COVID. Și a venit doamna doctor și ne-a scos din salon și a zis, ieșiți repede, ieșiți că avem incendiu. Am auzit niște explozii, după care am văzut o mare de fum. Noi nu simțim mirosul, nu avem miros. Planul roșu de intervenție a fost activat imediat. A fost nevoie de forțe de intervenție din județele vecine. După aproximativ o oră, focul a fost stins, însă salvatorii au rămas în alertă. Imaginea apărută pe internet arată iadul dezlănțuit în secția de terapie intensivă. Din salonele în care pacienții luptau cu forme grave de COVID, nu a mai rămas decât scrum. Un număr de peste 100 de pompieri. În sprijin s-au alocat și autospeciale din cadrul ISU Ialomița și ISU Călăraș. Zeci de pacienți, dar și medici au fost scoși de salvatori pe geamurile spitalului. Altceva nimic. Mulțumim lui Dumnezeu că suntem aici. Panica și haosul au cuprins curtea spitalului. Pe măsură ce minutele se scurgeau, venea vestea unui nou deces. Doar că instituțiile care ar fi trebuit să aibă grijă de victime s-au încurcat în calcule. Inițial, bilanțul arăta 9 victime. Din fericire, când s-au clarificat lucrurile, numărul morților a scăzut la 7. La început s-a confirmat cifra de 9 persoane decedate, după care a fost corectată și actualizată la 7. Poate să se întâmple ce s-a întâmplat astăzi, să se calculeze de 2 ori cei 2 pacienți care au fost, din păcate, decedați în afara zonei spitalului, adică au decedat în timpul transportului sau după manevrele de resuscitare la Spitalul Județean și la Spitalul Militar. Ne cerem scuze pentru informația inițială. Între timp, bolnavii, dar și medicii care încercau să-i salveze, strigau disperați după oxigen. Pacienții aflați deja în stare gravă s-au intoxicat cu fum. În raportul făcut la secțiile ATI în 2020, după incendiul din Piatra Neamț, au fost semnalate mai multe deficiențe la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța. Echipa de control a constatat că nu funcționează detectoarele de fum și nici senzorii care semnalizează apariția unui incendiu. Procurorii au deschis un dosar penal. Au fost constatate anumite nereguli care au fost trecute în raportul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Constanță. Unele nereguli care se referă la instalațiile electrice și unele improvizații, la siguranțe dezechilibrate, adică cu sarcina, cu modul în care sunt reglate, și s-a constatat nefuncționalitatea instalației de semnalizare a
incendiilor. Efectuează cercetări sub atribut săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și distrugere din culpă. Avem 7 decedați. Urmează să se facă identificarea acestora și să sperăm că nu va crește numărul. Spitalul de boli infecțioase din Constanța a fost construit în 1938. Mergem acum la colegul meu, Viorel Matei, care se află la Spitalul de boli infecțioase din Constanța. Viorel, de la ce a pornit, de fapt, tragedia? Bun găsit, doamnelor și domnilor, bună seara tuturor. Deocamdată, ancheta se concentrează pe pista pe care îi îndrumă pompierii pe investigatori. E vorba de instalație electrică. Aceasta ar fi cedat sub o încărcătură prea mare a aparatelor care deserveau secția de ATI. Undeva s-a produs o scânteie, scânteia a aprins un plastic și de aici mai multe tuburi care au luat foc. Așa se explică fumul înnecăcios. Nu este de mirare, spun pompierii, pentru că acest spital fusese controlat anul trecut și mai fusese controlat încă o dată pe linie PSI anul acesta în luna februarie. De fiecare dată, pompierii au trecut în raport mai multe defecțiuni, dar două majore, și anume instalația electrică subdimensionată și doi defecțiuni majore la instalația de stins incendii. Și aici vorbim de acele sprinklere din tavan care ar trebui să arunce apă în momentul când un salon este cuprins de flăcări. E adevărat că fiind secția ATI și folosind oxigen, acesta mai scapă pe lângă măștile pacienților, încarcă atmosfera și poate să ia foc foarte repede și e nevoie să existe niște senzori pentru oxigen. Spitalul îi avea. Senzorii aceștia ar trebui să dea alarma în caz că se adună prea mult gaz într-o încăpere și orice mică scânteie poate să-l aprindă. Nu știm dacă au funcționat. Nu știm dacă i-a auzit cineva. Ei trebuiau să alarmeze pe medici înainte ca să se producă tragedia și inevitabilă. Cert este că la momentul actual și procuratura și pompierii cercetează dacă a funcționat instalația electrică în parametri, dacă a fost remediată după toate rapoartele care s-au făcut și dacă medicii și managerul spitalului a acționat în direcția aceasta. Mai trebuie spus că Spitalul de boli infecțioase din Constanța e o unitate medicală ce a primit foarte mulți bani în ultimii ani, 10 de milioane de lei, pentru modernizări și pentru a-l aduce la standarde normale pentru 2021. Din păcate, tragedia s-a întâmplat astăzi. Atât deocamdată de aici. La revedere! Viorel, îți mulțumim. Statul român a eșuat în misiunea de a-și proteja cetățenii. Declarația aparține chiar președintelui Klaus Iohannis după tragedia de la Constanța. Pe lângă infrastructura deficitară, drama scoate în evidență și un alt mare minus al sistemului de sănătate românesc. Lipsa de comunicare. Astăzi, rudele pacienților internați în secția de terapie intensivă cuprinsă de flăcări au aflat de la televizor de nenorocire. Colega mea, Alexandra Popescu, vine cu detalii. Este la Constanța, la Spitalul Județean. Alexandra, ce știm până acum despre victime? Bun găsit, Marius. Sunt mai multe victime în stare gravă, victime internate chiar aici unde mă aflu și eu, la Spitalul Județean din Constanța. 8 persoane au fost internate la terapie intensivă, iar alții, iar dintre aici la Spitalul Județean au ajuns astăzi 42 de pacienți. Ulterior, aceștia au fost transferați 7 la Spitalul de Pneumologie, 10 la Agigea și 30 la au plecat la domiciliu, au fost externați. Așadar, aici la Spitalul Județean din Constanța mai sunt și alți 3 pacienți, 3 cadre medicale care sunt internate. Spuneau autoritățile că nu sunt pacienți cu arsuri, ci cei care au ajuns la terapie intensivă sunt pacienți care sunt bolnavi de COVID-19 și iată, sunt în stare gravă. De asemenea, vorbim și despre 29 de pacienți internați la Spitalul Militar din Constanța și alți 50 internați la Spitalul de Pneumologie. Spuneau autoritățile că nu au nevoie de ajutor din alte județe pentru că județul Constanța poate gestiona transferul acestor pacienți în toate spitalele. De asemenea, vorbim despre 125 de pacienți care erau internați la Spitalul de boli infecțioase, 120 aveau COVID-19. Vorbim de asemenea și despre rude disperate care nu au știut nimic despre cei dragi, au mers la poarta Spitalului de boli infecțioase pentru
pentru a afla ceva, însă autoritățile au început să le comunice starea celor dragi abia de la 11:30, adică la aproximativ 40 de minute de când incendiul a fost lichidat. Așadar, a fost teroare la poarta spitalului, unde rudele au încercat din răzputeri să afle câte ceva despre cei care erau internați acolo. Rudele pacienților internați la terapie intensivă au mers într-un suflet la spital, disperați, fără să știe dacă cei dragi lor mai trăiesc sau au pierit în flăcări. Nimeni nu le-a spus nimic inițial. E sora mea! Da, nu știu unde că de-aia am venit să o caut acum. Cineva nu s-a domnul? Păi am văzut la televizor. Când ați vorbit ultima oară? Alaltă ieri am vorbit cu ea. Era în stare gravă, era la ATI. Era cu mască, ea nu respira fără mască, fără oxigen. Dacă ia oxigenul, nu mai trăiește. Nu știu, dacă i-a luat masa de oxigen, dacă poate să mai respire, dacă mai trăiește. Nu știu nimic. 75 de ani. Trăiește, nu trăiește? Nu știm nimic dacă trăiește, că nu ne-a spus nimeni. Nu ne dă nimeni nicio informație. Dar e posibil așa ceva să moară oamenii? Nu mi-a spus că a murat. Cineva și-a zis că a murit. Deja că săracii suferă atât, au suferit că aveau boala asta COVID. 5 pacienți de la terapie intensivă au supraviețuit inițial, însă 2 dintre ei au murit câteva minute mai târziu. Unul dintre ei în timpul transportului, iar altul imediat după ce a fost internat la spitalul județean. De altfel, acesta este spitalul unde au fost duși 42 dintre cei evacuați. Au evacuat pacienții, în principal, în 3 unități sanitare. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța, Spitalul de Pneumologie Palazu Mare și Spitalul Militar Constanța. Toate cele trei dispunând de paturi, având paturi cu oxigen, iar în județean s-au deschis paturi noi de terapie intensivă. Spitalul Militar Modular de Izolare și Tratament de aici, din Constanța, a fost redeschis în regim de urgență pentru a prelua special pacienții care au fost evacuați de la Spitalul de Boli Infecțioase. Aici au ajuns 3 dintre acești pacienți care au fost duși inițial la Spitalul Militar. De asemenea, unitatea dispune de 100 de locuri, dintre care 40 de paturi cu oxigen. După tragedie, președintele Klaus Iohannis a ieșit cu o declarație extrem de dură. Este o nouă dramă teribilă care confirmă infrastructura deficitară a sistemului de sănătate românesc. Un sistem de sănătate învechit, greu încercat și pus sub o presiune de neimaginat de valul 4 al pandemiei de COVID-19. Din păcate, statul român a eșuat în misiunea sa fundamentală de a-și proteja cetățenii. Este o zi neagră, de doliu, pentru națiunea română. Este încă o zi neagră, încă o zi în care sistemul de sănătate nu ne salvează, ci, din contră, în ultimele 9 luni, în 3 spitale supor COVID s-a declanșat iadul. În ianuarie, un pavilion al Institutului Matei Balș din capital a fost cuprins de flăcări. 5 oameni au pierit în incendiu, iar alți 16 s-au stins după transfer. Premierul Florin Câțu anunța atunci măsuri ferme. Așa nu mai merge. Angajaților din administrație, angajaților din Ministerul Sănătății, inspecțiile de județene de sănătate, inspecțiile de control ale Ministerului Sănătății, le spun, ieșiți din birou și faceți-vă treaba. Altfel plecați cu toții acasă. În realitate, a mers așa și în continuare. Prețul plătit? Vieți omenești. Pacienți care au mers în spital pentru salvare au murit arși de vii. Astăzi, tot premierul Câțu a cerut demisii. Primul rând l-am sunat pe domnul primar al Constanței, Virgil Chițac, și am cerut să o demită din funcție pe doamna manager al Spitalului de Boli Infecțioase. În același timp, am semnat ordinul prin care l-am demis pe președintele al MCS, care de când a intrat în funcție, n-a mai făcut nicio evaluare. Demisiile nu întorc morții de la groapă și nici nu garantează că nu va mai exista un astfel de episod. Un accident grav a avut loc în această după-amiază în localitatea nemțeană Girov. O ambulanță care transporta un pacient a fost izbită de un camion. Impactul a fost atât de puternic încât autospecial a fost proiectat într-un copac de pe marginea drumului. Toate cele 3 cadre medicale aflate în ambulanță, dar și pacientul, au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili acum cu exactitate împrejurările în care a avut loc accidentul. O toaletă publică construită pe bani grei, pe noua centură ocolitoare a Sucevei, rămâne muzeu. De altfel, șansele ca ea să devină funcțională sunt aproape zero. Ce a determinat poliția să intre și ea pe fir, aflați în câteva minute în jurnal.
Munții de gunoaie care au îngropat Ploieștiul au făcut ca numărul șobolanilor care mișună pe străzile orașului să explodeze. Localnicii sunt îngroziți acum. Oamenii stau cu teamă că oricând rozătoarele le pot intra în case. Autoritățile susțin că și-au făcut treaba și nu își explică de ce populația de rozătoare a crescut atât de mult în ultimele luni. Sunt imagini filmate pe o stradă din cartierul Vest din Ploiești. Pe lângă o platformă de gunoi plină ochi cu deșeuri, mișină de colo-colo numai puțin de 8 șobolani. La doar câțiva zeci de metri de acest focar se află o școală. Ai grijă, șefule, să nu sară pe matale. Șobolani. Ne intră în canalizare, intră la subsoluri. Intră și în casă. E cât pisica, sunt unii cât pisica. Miroase foarte urât. Miroase foarte urât și aici vecinii cred că nu pot să stau cu geamurile închise. Sunt foarte mulți. Erau 6-7 odată. Jos acolo e ceva. Cuib, nu știu. În vară, când erau căldurile alea, erau gunoaiele, știți cum, acum este super, cum se vede aici. Ce să vă zic, asta este România. Autoritățile locale dau din numeri, spun că ultima deratizare din oraș a fost făcută chiar săptămâna aceasta. Din păcate, operatorii economici și persoanele juridice, în speță asociațiile de proprietari, trebuia să vină în sprijinul nostru și să facă concomitent această acțiune de deratizare pentru a scăpa orașul de rozătoare. Noi degeaba am făcut dacă ei migrează de colo-colo. Medicii atrag însă atenția. Creșterea necontrolată a populației de șobolani poate duce la apariția de probleme grave de sănătate în rândul populației din zonele infestate. Se întâmplă frecvent să avem de-a face cu pacienți care s-au contaminat posibil de la rozătoare. Sunt boli de genul leptospiroza, este o boală foarte periculoasă care are o perioadă de incubație de câteva săptămâni și care determină, dacă nu este descoperită la timp, afectare hepatică și renală și poate fi chiar mortală. Ploieștiul se confruntă de câteva luni cu problema gunoiului neridicat din tomberoane. Cauza este un conflict apărut între primărie și firma care asigură serviciile de salubritate. Un zbor cu parapanta s-ar fi putut încheia tragic pentru un bărbat de 51 de ani. Din cauza vântului puternic nu a reușit să mențină controlul aparatului de zbor și s-a prăbușit peste un deal din localitatea Ștefan cel Mare din județul Neamț. Din fericire, parapantistul s-a ales doar cu o mână ruptă. La fața locului a ajuns un echipaj de pompieri și o ambulanță care l-au transportat la unitatea de primiri urgențe Piatra Neamț, acolo unde a primit îngrijiri medicale. Numărul tot mai mare de infectări vine la pachet cu noi măsuri restrictive pentru toate localitățile care rata de incidență trece de 6 la mie. Masca va fi purtată din nou pe stradă, iar pentru a merge la restaurant, la meciuri sau concerte, varianta testării nu mai este valabilă. Oamenii sunt obligați să facă dovada vaccinării sau a trecerii prin boala SARS-CoV-2. Altfel, nu vor putea intra. Singurul loc ce rămâne deschis, indiferent de infectări, este școala. Noile decizii pentru localitățile ce au depășit pragul de 6 infectări la 1000 de locuitori nu sunt deloc blânde. La competiții sportive, cinema, spectacole sau restaurante au voie să intre doar cei care s-au vaccinat sau care au trecut prin boală. Spațiile vor fi folosite la o capacitate de 50%, iar toate aceste activități se vor încheia la ora 24. Aceleași reguli se aplică și pentru restaurante, cafenele, cluburi sau baruri. Trebuie păstrată distanța între oameni, astfel se va folosi doar o capacitate de 50%. Iar în ceea ce privește evenimentele de familie, precum nunțile sau botezurile, se vor face cu cel mult 200 de persoane. Nici aici nu pot intra cei nevaccinați, iar evenimentul se va încheia la miezul nopții. În sălile de fitness, sălile de jocuri de noroc sau în locurile de joacă pentru copii, regulile sunt la fel. Mai mult, în toate aceste localități, masca devine obligatorie în toate spațiile publice închise și deschise, inclusiv pe stradă. De la toate aceste măsuri sunt exceptați însă copiii care nu au împlinit 12 ani și nu se pot vaccina. Intervin schimbări și în ceea ce privește programul magazinelor. Dacă într-o localitate rata de incidență este între 6 și 7,5, magazinele se vor închide în zilele de vineri, sâmbătă și duminică la ora 22.
Iar dacă se depășește pragul de 7,5 la 1000 de locuitori, magazinele se vor închide tot la ora 22, însă în fiecare zi a săptămânii. Iar bilanțul ultimelor 24 de ore confirmă că deocamdată nu a depășit vârful valului 4. Au fost confirmate aproape 11.000 de noi infectări dintr-un număr de 67.000 de teste. S-au înregistrat și 169 de decese ale pacienților infectați cu SARS-CoV-2, iar alte 1391 de persoane sunt în stare gravă la ATI. Harta României se colorează tot mai mult în roșu, iar cea mai mare rată de infectare este în județul Ilfov, de aproape 8 la 1000 de locuitori. Scandal sexual într-o comună din județul Brăila, edilul Urbei ar fi oferit un post în cadrul primăriei unei tinere de 20 de ani contra unor favoruri sexuale. Fata a filmat însă avansurile explicite ale primarului și le-a făcut publice pe internet. Imaginile sunt trucate, se apără alesul local. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Fata, te pot ajuta să te angajezi, da? E bine? Cu un post de... Cu un post de... Ce vrei? Păi, ce posturi aveți noastră? Ce posturi ai tu libere? Asistență socială. În încercarea de a câștiga inima unei tinere, Stan Malinche, primarul din Gropeni, a intrat în jocul acesteia. Dezbrăcat de haine și de inhibiție, edilului promite fetei că o va angaja. Ți-am spus să nu crezi că duc lipsă de femei. Mă pun cu tine pe cameră și mă ai înțeles și nu mă deranjează decât să vorbesc lucrurile astea. Eu dacă vreau să fac dragoste cu tine, vreau să fac dragoste cu plăcerea amândurora. Fata din imagine se ocunsătea în ca primarului. Tot ea a fost cea care a făcut publice înregistrările. Spune că primarul nu ar fi la prima ispravă de acest fel și că alte femei din comun ar fi trecut prin experiențe asemănătoare. Am postat o poză pe Facebook cu mine. La scurt timp am primit mesaj de la domnul primar făcându-mi un compliment. Eu știam povestea lui. Știam că ce fel angajează el, că mă angajează contra se subînțelegeri în toate conversațiile. Adică, ți-a cerut favoruri sexuale pentru locul de muncă de la primărie? Da. Primarul din Gropeni, aflat deja la al cincelea mandat, se apără și spune că totul este doar o încercare de a-l discredita. Da, sigur că l-am văzut. Totul are conotație sexuală. De acord cu dumneavoastră. Dar dumneavoastră ce vârstă îmi dați dumneavoastră? Nu are legătură vârsta aici, domnule primar. Nu are legătură? Dumneavoastră i-ați trimis acele fotografii cu dumneavoastră în lingerie intimă? Păi da, tu, dumneavoastră credeți că eu pot să fac așa ceva? Eu cred că sunt trucate. Eu nu puteam să spun așa ceva, pentru că postul de asistență socială l-am ocupat. În comună, părerile sunt împărțite. O relație extraconjugală acum mulți ani, nu știu dacă acum la vârsta asta și acum ar mai face așa. Așa o fi, nu știu. Vizită? Efectiv, el e doar în chiloți. Nu știu, se fac fel de fel de, n-aș tinde să cred că e adevărat, pentru că în momentul de față se fac foarte multe. Primarul susține că are de gând să meargă până în pânzele albe pentru a-și proba nevinovăția. Deocamdată a făcut un prim pas și a închis contul de socializare pe care l-a folosit în discuțiile cu tânăra care l-acuză. O toaletă publică naște un scandal monstru în Suceava. Situată pe centura orașului, aceasta n-a funcționat vreodată. Acum reprezentanții Direcției pentru Drumuri și Poduri reclamă că toaleta a fost vandalizată. Pagubele ar fi de ordinul la 100.000 de euro. Poliția are însă semne de întrebare. Este posibil ca investiția să fi fost făcută doar pe hârtie. Până la aflarea adevărului, cei care au de pierdut sunt șoferii care tranzitează zona. O toaletă publică construită pe bani grei pe noua centură ocolitoare a Sucevei rămâne muzeu. De altfel, șansele ca ea să devină funcțională sunt aproape zero. Închis. De 2 ani de când a fost inaugurată șoseaua de centură, toaletele moderne stau nefolosite. Coții au furat tot ce au prins. Între septembrie 2020 și iulie 2021 au dispărut de aici, rând pe rând, de la stația de epurare sau hidroforul, până la capacele foselor septice. Pretinsele furturi ridică însă numeroase semne de întrebare. Cu toate că la recepția lucrărilor nu s-au semnalat probleme în ceea ce privește lipsa unor bunuri, abia după 2 luni și jumătate de la recepție au fost efectuată această plângere penală în care se sesizează faptul că bunuri în valoare de circa 500.000 de lei ar lipsi din toaletele respective. Polițiștii au demarat cercetări, au făcut și efectuat și cercetarea la fața locului, fiind constatate mai multe abateri și în ceea ce privește modul de preluare a lucrării respective.
În documentele de recepție nu există probe care să dovedească faptul că bunurile dispărute ar fi existat vreodată la fața locului. Beneficiarul, Direcția Regională de Drumuri și Poduri, susține într-un comunicat că recepția se face pe bază de documente, nu fotografii. Nu există nicăieri obligația de a face poze. Recomandarea DRDP, Iași, este aceea de folosirea toaletelor ecologice instalate provizoriu până la finalizarea cercetărilor. Asta și fac sutele de șoferi care tranzitează zona. Se plâng însă că toaletele ecologice sunt adevărate bombe ecologice. Dar ce lucruri de 100.000 de euro dintr-un WC public? Ce lucruri pot să fie de 100.000 de euro? Nu știu ce pot să fie. Și în schimb au dus WC-urile astea ecologice. Dar asta nu le golesc la timp. Spline, acum vă dați joc. N-are nimeni nicio responsabilitate. Toți așa fac. Dau din numeri. Trebuie o deschisă, cu omul vine și se duce pe câmp sau unde poate, na. Până când poliția va stabili dacă furturile sunt reale sau la mijloc este o metodă de sifonare a banilor publici, rămâne ca paguba să fie suportată tot de contribuabili. Autoritățile vor organiza o nouă licitație, iar toaleta va fi reutilată. Pompierii din Predeal au avut parte de o intervenție neobișnuită. Un pui de urs rămas cu capul blocat într-un butoi a avut nevoie de ajutor. Ia! Mai mulți localnici care au văzut animalul ce se chinuia au sunat imediat la 112. Doar intervenția promptă a salvatorilor a făcut ca animalul să fie eliberat în siguranță în mediul lui natural. Prima zi de octombrie este și prima zi de studenție pentru sute de mii de tineri. Astăzi doar unele universități au organizat ceremonia de deschidere, iar cele care au făcut-o i-au invitat doar pentru studenții din primul an. Pandemia o să-i țină însă din nou în fața ecranelor de acasă. Majoritatea universităților vor face cursurile în sistem hibrid. Universitatea de Științe Agronomice din București a organizat festivitatea de deschidere în prima zi a lui octombrie. Conducerea vrea să se revină cât mai repede la normalitate, iar pentru asta încurajează vaccinarea. Un articol care va prevedea prioritatea la cazare în căminele din campusurile studențești pentru studenții vaccinați. În acest fel ne apropiem de normalitate, spune ministrul. La Universitatea de Științe Agronomice, peste 80% dintre studenții cazați în cămine sunt vaccinați. Tinerii au așteptări mari. Este deja al treilea an universitar în care cursurile se țin în vreme de pandemie și speră la cât mai puține cursuri online. Speranța mea, ca oricărui student, este să revenim fizic, pentru că altfel asimilăm informațiile. Anul trecut a fost foarte dificil, atât pentru studenți cât și pentru profesori. A trebuit cu toții să ne adaptăm condițiilor aferente, dar anul acesta deja știm cum stau lucrurile, deja știm la ce să ne așteptăm. Dacă universitățile decid pe cont propriu, școlile se supun unor reguli comune, așa că rămân deschise indiferent de rata de incidență. Testarea periodică rămâne soluția, spune Sorin Câmpeanu. Ministrul a anunțat că elevii ar putea fi testați cel puțin o dată pe săptămână cu teste rapide pe bază de salivă, iar testarea se va putea face și fără acordul părinților. Ministerul Sănătății a trimis către Agenția Națională a Medicamentelor și Dispozitivelor Medicale această solicitare de omologare a celor mai potrivite teste rapide pe bază de salivă. În urma depistării unor cazuri pozitive, fiind necesară validarea prin teste PCR sau teste antigen rapide. O clasă va trece în online în momentul în care va apărea un caz de COVID, iar o școală va fi închisă, cel mai probabil, spune ministrul, după ce jumătate din clase vor fi afectate de cazurile de infectare. Cel mai mare eveniment mondial de la începutul pandemiei și-a deschis porțile. Amânată cu un an, expoziția universală Dubai 2020 își propune să atragă în Emirat peste 25 de milioane de turiști. Imagini de la grandiosul spectacol în câteva minute în jurnal. În această seară, de la ora 23, pe Prima TV, puteți viziona un film eveniment între Kin și Amin. Pelicula românească premiată cu 51 de premii internaționale. Filmul spune povestea experimentului Pitești, una dintre cele mai sinistre tentative de spălare a creierului și reeducare prin tortură din timpul regimului comunist. Păi și tu ca el? Niciodată. Am mulți morți.
simt că să ne împrietenim. Avem foarte mult în comun. Între Kin și Amin, sau un film cât o lecție despre istoria pe care nu avem voie să o uităm. În timpul regimului comunist în România au existat 44 de penitenciare principale și 72 de lagăre de muncă forțată destinate deținuților politici. Partea acestui sistem represiv a fost experimentul Pitești. Nu se știe numărul exact al victimelor, însă se estimează că au fost torturați între 1.000 și 5.000 de oameni. Pelicula regizată de Toma Enache este un omagiu adus acestora. Personajul principal este un student de conservatorie care se întoarce de la Viena după ce termină conservatorul acolo, studiază și cântă la contrabas și nimerește în plină venire a comuniștilor și în perioada arestărilor de după venirea lor la putere și nimerește în iadul de la Pitești. Nu este arestat numai el, ci și fratele lui. Logodnica lui Lia și sora lui încearcă să-i găsească. Veți vedea dacă îi găsesc sau nu. Veți vedea dacă reușește să iasă din acel iad și cu ce preț. Biografiile personajelor principale înglobează lucruri îngrozitoare, trăite de mii de deținuți din perioada comunistă. Deci dacă e ceva ce nu respectă întru totul realitatea, e că torturile erau mult mai multe decât veți vedea în film. În rolurile principale îi puteți vedea pe Kira Hagi, Constantin Cotimanis, Ana Pârvu și Valive Popescu. Din distribuție face parte și regretatul Ion Dichiseanu. Filmul este o mărturie despre rezistență prin credință, onoare și iertare. Ce se află între Kin și Amin? Între Kin și Amin este viața fiecăruia dintre noi. Între Kin și Amin este Dumnezeu și întotdeauna mai prezent decât vor alții să fie. Să trăiești în suferință. Scrie și păpărez că ești dușmanul partidului. Sau să mori cu credință. Poți să-mi iau orice, dar tu nu pot lua sufletul. Ce ai alege? Leapădă-te de Hristos! Niciodată. Ați vrut colindă de Crăciun? Între Kin și Amin. Păi, v-am colindat, nu? Vineri la Prima TV. Peste 100 de români din Italia au intrat în bătălia pentru un loc în consiliile locale. Alegerile vor avea loc duminică și luni în cea mai mare parte a regiunilor peninsulei. Corespondentul Prima TV, Dan Boanță, vine cu detalii despre implicarea conaționalilor noștri. Dan, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Mai exact sunt 121 de cetățeni români rezidenți aici în Italia care au solicitat și au primit până în prezent adeverințele necesare de la Autoritatea Electorală Permanentă din România pentru a-și putea înscrie candidatura la alegerile locale de anul acesta din Italia. Din cei 121 de potențial candidați români, 70 sunt femei și 51 sunt bărbați. Aceste alegeri au o deosebită importanță pentru românii stabiliți aici, deoarece ele pot influența direct prioritățile, dar și soarta localităților de domiciliu, acolo unde își vor exercita dreptul de vot. Torino, Roma, Milano, Brescia sau Firenze sunt doar câteva dintre marile orașe unde românii și-au depus deja aceste candidaturi. Cei mai mulți sunt aici de peste 20 de ani, iar dorința lor de a fi aleși se adresează conaționalilor, care au prins deja rădăcini pentru copiilor, pentru așa zisa generația a doua de români care cu siguranță vor rămâne definitiv aici în Italia. Toți cetățenii români candidați spun la unison că prin câștigarea unui loc în consiliile comunale de aici din peninsulă, procesul de integrare al comunității românești va fi unul total și va oferi românilor o voce, o punte de legătură între ei și autoritățile locale, un acces mai bun, dacă vreți, la informare și la serviciile publice de calitate, dar și un sprijin pentru integrarea corectă în țesutul social al acestei țări. Alegerile au loc pe data de 3 și 4 octombrie, iar la urne sunt așteptate peste 30 de milioane de persoane. Din Italia, pentru Prima TV, Dan Boanță. Furtuna tropicală Dian Mo a dus dezastru în Thailanda. Cel puțin 7 oameni au murit, iar peste 200.000 de case se află sub apă în urma ploilor aduse de muson. Inundațiile puternice au afectat peste 30 de provincii ale țării. Zilele următoare sunt critice pentru capitala țării, Bangkok. Mondial de la începutul de la pandemia. Scene șocante au avut loc în nordul țării. O femeie a fost filmată chiar în momentul în care este luată de ape. La scurt timp, salvatorii au găsit trupul neînsuflețit al victimei. Alți doi oameni au dispărut în condiții similare.
Situația este una dramatică și în regiunile centrale ale Thailandei. Zeci de mii de case au fost acoperite de ape. În numeroase localități, oamenii se mai pot deplasa doar cu ajutorul bărcilor. Deoarece drumurile publice sunt blocate, localnicii primesc ajutor pe calea aerului. La eforturile autorităților au luat parte și voluntari. Printre aceștia o echipă de parașutiști amatori. Autoritățile se pregătesc în continuare pentru ce e mai rău. Dacă musonul nu își va domoli intensitatea, Bangkokul riscă să fie acoperit de ape în zilele următoare. Cel mai mare eveniment mondial de la începutul pandemiei și-a deschis porțile. Amânată cu un an, expoziția universală Dubai 2020 își propune să atragă în Emirat peste 25 de milioane de turiști. A fost un spectacol grandios. Peste 190 de state și-au prezentat în standurile proprii cele mai importante realizări din domeniul artei și tehnologiei. Un impresionant joc de lumină a fost pus în scenă la ceremonia de deschidere a evenimentului. Imnul Emiratelor Arabe Unite a răsunat în Al-Wasl Plaza, spectaculosul dom ce se întinde pe o suprafață de 4,3 km pătrați. Ai știri șa, dinul islam, hadiul mura. Al-yawm yaltaqi al-alam bi-asrihi ala ard dawlat al-imarat al-arabiyyah al-muttahida. Wal-yawm نشهد معا انطلاقة جديدة نفتتح على بركة الله اكسبو 2020 دبي والله ولي التوفيق. Show-ul a continuat cu o serie de momente artistice pline de culoare și efecte vizuale spectaculoase. La ceremonie a fost prezent și tenorul Andrea Bocelli, care a oferit un spectacol live de excepție. Organizatorii speră ca la evenimentul care va dura timp de 6 luni să ajungă peste 25 de milioane de turiști. Anul trecut, Dubai Expo a fost anulat din cauza pandemiei de coronavirus. Acum, accesul la expoziție se va putea face doar prin prezentarea unui certificat de vaccinare sau a rezultatului negativ la un test PCR. Magnitudinea evenimentului strânește însă îngrijorare. În acest context, Parlamentul European a îndemnat țările membre la boicotarea evenimentului. Kilauea, unul dintre cei mai activi vulcani din lume, a început din nou să erupă. Spectacolul naturii dezlănțuite atrage, în ciuda pericolului, mii de turiști. Imagini și detalii însă după o scurtă pauză de publicitate. Revenim în 3 minute. Unul dintre cei mai activi vulcani din lume a început din nou să erupă. Este vorba despre Kilauea din Hawaii. Coloane uriașe de lavă și cenușă au fost aruncate la zeci de metri înălțime. Zeci de persoane s-au adunat deja în apropierea vulcanului pentru a urmări spectacolul. Cu o înălțime de aproape 1300 de metri, vulcanul Kilauea a înregistrat o ultimă erupție de amploare în urmă cu 3 ani. Atunci, mii de oameni au fost evacuați, iar 700 de case au fost distruse de lavă. De la sport trecem la meteo, bineînțeles. Colega mea, Marina Nițoiu, este alături de mine în studio și ne dă mai multe amănunte. Bună seara, Marina! Cum se anunță weekendul? Căci abia a început. Bună seara, Marius! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Să știi că avem parte de o toamnă blândă. Mâine ce va fi așa puțin mai rece, însă de duminică se încălzește în mare parte din țară, iar începutul de săptămână o să ne aducă temperaturi destul de ridicate, peste normalul perioadei, în jur de 25 de grade în vestul țării, pentru că acolo va fi cel mai cald. Luna octombrie se anunță o lună destul de liniștită. De fapt, este cea mai stabilă lună de toamnă și vor urma destul de multe zile însorite. Dar sunt hai convins să vedem mai multe detalii. Te rog.
Mâine o să avem în continuare o zi rece pentru perioada în care ne aflăm. Soarele o să fie prezent în aproape toată țara și doar în sud-estul teritoriului va fi mai norat în prima parte a zilei, când e posibil să plouă slab. Vântul se intensifică pe litoral și prin Banat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 22 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice. Iată, 20 de grade pe la Drobeta, dar și pe la Timișoara. În capitală, urmează o noapte rece, cu o minimă care nu trece de 7 grade. Mâine, în prima parte a zilei, va fi mai norat, apoi treptat se înseninează. Temperatura maximă urcă, iată, până la 18 grade. Duminică, așteptăm vreme frumoasă și mai caldă. Cerul va fi senin, iar maxima urcă până la 20 de grade. Și luni așteptăm o zi frumoasă, iar valorile termice se vor situa în jurul celor normale pentru începutul lunii octombrie. Amiaza aduce 22 de grade în termometre. Dimineața și noaptea e posibil să apară ceața. Cam atât deocamdată, dar după Focus Sport vin cu mai multe detalii. Marius? Marina, îți mulțumim foarte mult! Doamnelor și domnilor, Focus se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul focusprimatv.ro. Seară cu umor și cu un film de excepție. De la ora 20, Vânătoarea de bâlbe continuă la Cronica Cârcotașilor. Apoi avem comedie la nivel înalt, Secretele președintelui, un nou serial plin de peripeții amuzante. După distracție, este timpul pentru reflexie. Vă invităm să descoperiți povestea unui experiment cutremurător între Kin și Amin, un film de Toma Enache. Să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți.